interesată de ceea ce se întâmplă în acest septembrie, din punct de vedere astrologic, da. Cu dragostea. Aia, cu retrogradul. Cred că și cei de acasă vor. Interesant, e și lună plină. Aici, da. A, dacă mai e și lună plină. Dacă îmi dai și mie o plină, să urlu ca la lună plină. Hai, să vedem cu astrele cum e cu horoscopul. Da, vine astăzi la noi doamna Mariana Cojocaru. Ce faceți? Foarte bine! Câte notițe are doamna acolo? Bineînțeles, întotdeauna vin cu temele făcute. Să rămâna, luați un loc? Luați un loc, da. Astrele, horoscop, toate astea. Chestii de care, despre care eu citesc, îmi plac foarte tare, însă nu-mi ghidez viața cum încearcă unii să o facă doar după chestia asta, dar sunt foarte interesante informațiile pe care sunt convins că ne le dați imediat. Sigur că da, cât am stat în backstage, m-ai plimbat prin tot felul de cântecele. Da. Lasă că o să te plimb eu acum pe horoscop. Cum mare drag. Cântecel de-al tău, trebuia să fii tu, că-mi place mie foarte mult. Mă bucur, să rămână. Da, la mulți ani, că a fost și ziua ta, vezi că știu că ești fecioară. Fecioară, fecioară. Și Diana este săgetător, că ne cunoaștem de când lumea de la Antena 2. Cu ascendent în Scorpion. Bravo! Asta sunt. Da, eu am axa de destin pe Scorpion și Taur, ascendentul un leu, deci ne plimbăm rău. Deci, ca o pereche de prezentatori, da. Ne potrivim, fecioara cu săgetătorul. Da, să știi că perioada aceasta este dominată de fecioară, dar influențează și scorpionii și peștii, că domnul Mărgărit e pești. Vedeți, vedeți? Da? Pești. A făcut temele. Așa. Eu am ascendent în pești. Da? Da. Perfect, înseamnă că ești tu cu opusul tău. Zodia în oglindă la fecioară este pești. Ena, și atunci îți dă partea bună din zodia peștilor. Acolo este mediumitatea, creativitatea. Sunt foarte mulți artiști născuți așa de acolo și talentul ăsta extraordinar de care dispui. Și aspectele care se conturează acum în a doua jumătate a lunii septembrie, că deja lumea cam știe cum este horoscopul imediat, că se face peste tot. Am zis să mă axez mai mult pe partea a doua a lunii septembrie. Exact. Așa. După 15 septembrie, luna pe 15 va fi în RAC. Pe data de 20 avem două aspecte geniale din punctul meu de vedere. Venus va intra în fecioară. Oh. Da. Cu atâta dragoste te-ai copii. Sper să nu mă întâlnesc cu Venus. Răsfățații perioadei acum sunt nativii din zodia fecioară. Nici nu se putea altfel, exact. Da. Pe urmă mai avem în zodia fecioară, tot pe data de 20, lună nouă, la ora 8 și 25 de minute dimineața. Azi e lună plină și pe domnul să fie lună nouă. Da, avea lună nouă. Se spune că pe luna în descreștere, că e și domnul Mărgărit aici, este bine să încep dietele, cum este plin acum de legume și fructe și eu recomand la toți să consume, că acum totul e cu rost, cu folos. Pe urmă, vreau să vă spun că toate aspectele acestea combinate cu steliumul din fecioară funcționează perfect. Axa de destin este în leu, dar între leu și fecioară se formează un stelium extraordinar cu Venus, planeta iubirii, cu Mercur, patronul fecioarei și al gemenilor. Și mai avem acolo Marte, este cu acțiunea și cu competiția, deci toți intrăm în competiție, acum au început școlile, copiii sunt hiperactivi. Bine, dar să trecem la horoscop, că nici nu știu cât timp avem. Foarte puțin. Foarte puțin, ca de obicei. M-am dus așa către domn. Da, cu interes eu, ascultă. Eu pot să vorbesc și două ore, așa că mai bine e să mă coordonați voi. Da, vă zicem imediat, trebuie să mă începeți, vă rog și vă zicem. Berbecul este prima zodie și întotdeauna când ne chidăm după structura aceasta, ne uităm după Venus, după Marte, dar pentru că perioada este activă și după această lună nouă. Ce înseamnă structura pentru destinul imediat al berbecului, cea menționată de mine pe stelium. Înseamnă că e o perioadă în care berbecii au activă casa a cincea sentimentală în leu. Bun. De acolo dar ține mai concret că nu m-ați ametit și nu prea înțeleg nimic. Da, sau să punctăm la fiecare berbecul. Zodie. Ce pățește câte berbecul? Puțin. Ce pățește berbecul este partea sentimentală activă. Bun. Și atunci Dan Bittman este și el berbec. Ți-am dat un inel, este piesa lui. Deci în perioada asta deci mulți dăruiesc. Plus pe sentimental.
dăruiesc sau primesc un inel. Am înțeles. Bun, perfect. Taurii. Taurii au cununi de sori, Venus cu luna spune că le împletește cununa, da. E o perioadă în care și ei se gândesc să facă tot felul de investiții în casă, da, petreceri la nunți, evenimente cu foarte mult ștaif. Deci tot planul personal. Gemeni, da? Gemenii sunt gemeni. Și mama-i gemeni. Da, bravo. Gemenii sunt și ei într-o perioadă în care pun egal între comunicare și iubire, deci au relații foarte bune cu cei din jur. Racul pe data de 15. Sigur că da, sigur, pentru că este Venus pe karmă și de asta am și spus de aspectele lui 20. 20 înseamnă de două ori perfect, deci cuplu perfect se poate forma într-o astfel de perioadă și atunci m-am axat pe un astfel de horoscop. Ia să vedem, racul, nu? Racul are luna pe data de 15 în zodia sa, în constelația racului va fi și atunci emoția va fi și ea egală cu iubirea. Cum ei sunt hipersensibili, da, niște e clar, sigur, niște da. Sentimentali. Leul. Avem leul cu karma și Venus, la fel își pot întâlni sortiții, cei care au fost văduviți, cei care s-au despărțit, cei care din diverse motive nu au pe cineva în viața lor, acum apare un nou lot de sortiți. Fecioara, care este activă acolo și care spune de aspectele care sunt legate și de comunicare, dar și de iubire și de faptul că își pot întâlni marea dragoste la locul de muncă dacă nu au pe cineva. Știu că el este în priză, tot timpul l-am văzut. Urmează balanța este susținută de Jupiter până la sfârșitul anului. Este planeta norocului. Da. Mare, toți cei care știu ce vor de la viața, acum pot profita de acest noroc divin, care este un dar de la Dumnezeu și care trebuie valorificat. Ține și de justiție și atunci fiecare știe cum să-și facă temele. Scorpionul este o perioadă în care scorpionii se gândesc foarte mult la partea aceasta de iubire. Și acum o să dau niște versuri chiar din cântecelul tău, ca să nu... Da? În locul ei trebuia să fiu eu, în locul lui trebuia să fii tu. Deci cam asta se potrivește la fiecare zodie acum, nu? Ia să vedem, dar la scorpion este activ pentru că axa de zodii fixe este acum prezentă. Săgetătorii da, au un tandem extraordinar, Lilith, care este planeta ispită. Ia uite cum arată Diana, asta este. Așa, cu Saturn, reactivează pasiunile în cuplu. Gata, atât vreau să aflu. Reactivează pasiunile în cuplu, ispită. Te poți duce lejer la insula iubirii. Dacă o să-i dea voie cineva. Bun, așa. Mai departe, Capricorn. Alții au separări definitive și irevocabile pentru că sunt considerați pentru cei care au greșit un fel de lecții de viață malefice. Perfect. Da, deci depinde de fiecare. Capricorn, această toamnă Mariana Cojocaru rămăsese să ne mai spună. Așadar, Capricornul o duce bine și el. O duce bine pentru că are relația de familie bine aspectată. Vărsătorul este pe karma acum, deci locul tău este în povestea mea. Ca și în piesa lui Florin. Așa. Vărsătorul bine acolo. Da, are tot felul de relații care țin de soarta. Pe exaltare este scorpionul, dar poate fi pentru alții și taur și leu. Iar peștii au două variante. Prima este legată de credință și a doua este de neputință. Dar să știți că întotdeauna credința rezolvă partea de neputință. Să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim frumos pentru informații. Mulțumim, Mariana Cojocaru.